Rătăceam privind în gol, fără scop în căutare. Tresăream din când în când la o frunză căzătoare. Pe sub stâlpii de neoane stau doar coșurile goale. Mă gândeam, un pat dar moale e o bună relaxare. Dar un vânt de toamnă rece mă trezește din visare și privirea mi se oprește la o mică depărtare. Sta lipit pe o pancardă un anunț ce mă uimi. Nu am auzit vreodată că Iisus ar mai trăi. Auzisem de prin lume că Hristos ar fi înviat. Am crezut că sunt chiar glume, importanță nu i-am dat. Am rostit și eu de atunci că Hristos a înviat, dar să vină în oraș niciodată n-am visat. Mă uimi atunci anunțul că Iisus vine în oraș, așa cum spunea afișul, voi bolnavi să adunați. Și căzui atunci pe gânduri, clătinând ușor din cap, mă voi duce și eu mâine, dacă zic ar fi înviat. Tresări atunci la gândul cum ar arăta Iisus. Am avut cândva pe stradă un bătrân de mult s-a dus. Mă gândi la al meu tată, el Iisus ar fi ca el, dar îmi izgoni ideea, s-a purtat atât de rău. Când a mers la adunare, lume multă s-a adunat. S-a ținut o cuvântare, ce spectacol minunat! Sus pe scenă se adunară tineret cu voci de argint. Ei cântau la instrumente, ce minune de vedete! Nu-i nimeni ca să caute aste tinere talente? O senzație măreață atunci pe loc mă copleși. Stam pe banca cea din față și la un juriu mă gândi. Omul ce veni în față, un costum superb avu. Mă gândi ce bine-i șade într-un jeep de mâna întâi. Se întoarse spre adunare, salutându-o cuvincios. Ridică Biblia sa mare și-și lăsă privirea în jos. O, ce rugă și înalță, glas zmerit de orator, gesturi bine controlate, recital pentru un actor. El cu capul într-o parte, aranjând apoi cravata și făcu un pas în față, toată sala era gata. Folosea apoi o glumă și distinse atunci mulțimea, luă în mână microfonul ca un scriitor penița. Impecabil în vorbire, nu se repetă nici cum. Cuceria atunci mulțimea cu o vorbă din scripturi și parcurse cu mulțimea ulițele prăfuite, ce au fost martore odată la minunile făcute. Zugrăvi din nou minunea cu mulțirile de pâine, o spătă din nou mulțimea ce săraci n-avea o pâine. Coborâ un înger jos în frumoasă scâldătoare, se aruncă atunci cu toți să primească vindecare. Se oprește din vorbire, sala toată încremenii. Care e acum oferta după tot ce am auzit? Adunarea se sfârșește. Cărucioare cu bolnavi se adunară spre ieșire, oameni triști și apăsați. Un copil de primulțime ce ședea în cărucior întrebă plin de uimire, dar Iisus azi nu mai vine? Am citit doar ieri anunțul de pe stâlpul de beton, inima așa cum tresaltă, de nu vine am să mor. Al meu gând fugar prin sală se opri peste popor și văzui atunci mulțimea un oros sărman și gol. O miletică măreață, ce producție de soi, impecabil mai arată, dar noi am rămas tot goi. La lumina de neoane coboram pe stradă în jos, cu a mea Biblie prea mare ce am primit-o la adunare, că am făcut a mea predare. Inima se strânge în mine, lacrimile încurg și roaie. De ce astăzi fac anunțuri, dar sunt vorbe, vorbe goale? Biblia ce am primit-o, o frumoasă povestire, nu-i nimeni ca să facă cartea aceasta să revie. Unde, Doamne, este astăzi măgărușul tău smerit? Nu aveai anunțuri puse în oraș când ai sosit. Fremăta atunci orașul, vestea repede zbura, copleșit atunci mulțimea, vocea blândă ți-ascultam. Ce oraș ți-alegi tu astăzi ca să mergi să te găsesc? Coinăresc în lumea largă, multe afișe întâlnesc. Dacă vrei un măgăruș, eu cu drag ți-l dăruiesc. Intră în orașul nostru, căci afișele lipsesc.